Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a fost audiată în această dimineață la Constanța în dosarul deschis după accidentul în care a fost implicată în toamna anului trecut în apropiere de Mangalia. Macovei a intrat în parchetul Curții de Apel în jurul orei 9 și nu a dorit să facă nicio declarație. Ba mai mult, a încercat să își acopere fața. Vă considerați vinovată, doamna Macovei? Ce ne veți spune procurorilor? Potrivit unor surse apropiate a anchetei, Macovei nu a făcut declarații nici în fața procurorilor, prevalându-se de dreptul la tăcere. Monica Macovei este asistată în instanță de șeful baroului de avocați de la Constanța. Vă reamintim că Monica Macovei a fost implicată pe 8 octombrie 2022 într-un accident rutier care s-a petrecut între mașina pe care o conducea și o motocicletă. Impactul a avut loc pe drumul național care leagă Mangalia de localitatea 2 Mai. La scurt timp după accident, Macovei a scris pe pagina sa de socializare că ciclistul a fost cel care ar fi provocat accidentul după ce ar fi intrat pe contrasens. Expertiza polițiștilor de la momentul accidentului a arătat însă cu totul altceva. În urma impactului, motociclistul a stat mai bine de 2 luni în spital. La scurt timp după ce și-a revenit, acesta a depus plângere împotriva Monicăi Macovei. Se efectuează urmărirea penală față de doamna Macovei, Monica Luiza, în calitate de suspect, pentru că comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, incriminată de articolul 196, alineatele 2 și 3 din codul penal. Urmare actului medico-legal emis în cauză, s-a constatat că victima a suferit leziuni care necesită 120 de zile de îngrijiri medicale.